povara, cea de seapare, că e mult prea grea. Luați asupra voastră jugul meu și veți vedea că pace ați aflat, căci legea mea e jug plăcut și dulce, povara mea e lesne de purtat. O, Doamne-i drept, de avem în noi iubire, nimic nu-i greu din ceea ce ne cer, și de-ar fi greu, Tu, Doamne, stai alături, și-n greu aflăm nespuse mângâieri. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Iubiți credincioși care sunteți în comunie cu noi, cei de la Catedrala Romano-Catolică Sfânta Maria Regină din Iași și care ne urmăriți prin mijloacele de comunicare în masă, televiziune, radio și internet. Suntem la ora catehezei. Înainte de a începe această cateheză, ca întotdeauna cerem lumina și darurile Duhului Sfânt ca să putem înțelege cât mai bine și cât mai profund învățătura pe care ne-o dă Hristos prin Biserica Sa. Duhule Sfânt din cer de sus, revarsă-n noi harul Lui Duhului Sfânt, ai învățat inimile credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Cateheza din seara aceasta poartă titlul de poziții ale trupului în timpul Sfintei Liturghii și în timpul altor celebrări liturgice. Așa cum anticipam, aceste ultime cateheze care au în vedere, în primul rând, celebrarea Sfintei Liturghii, conțin noțiuni și lucruri foarte practice, de mult știute, dar bine să le actualizăm, pentru alții vor fi poate lucruri noi. Dar vrem prin acestea
să putem înțelege și mai bine Sfânta Liturghie, pentru a culege, participând la ea, foloasele necesare pentru viața noastră de credință, pentru că nimic nu este mai sublim, mai sfânt, mai prețios pe fața Pământului decât jertfa Sfintei Liturghii. De ea sunt legate toate celelalte sacramente. Ea este inima vie a Bisericii noastre. De aceea este important și felul în care noi stăm cu trupul și participăm la fiecare celebrare liturgică și mai ales la această celebrare liturgică numită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Omul are un dublu limbaj. Este limbajul cuvântului, ceea ce fac eu acum, dar și limbajul gestului trupului. Vedeți că fac și gesturi, alteori fac gesturi și preotul și cei care conduc o adunare liturgică fără să spună cuvinte, ci noi înțelegem. Primul, adică limbajul cuvântului, se adresează urechilor. Vorbește cel care conduce celebrarea, cei care răspund și noi auzim cu urechile, doar dacă, ferească Dumnezeu, suntem surzi, auzim cuvântul. Dar este și limbajul gestului trupului care se adresează ochilor, că sunt persoane, din nefericire, care nu aud, dar văd. Și participând la Sfânta Liturghie, înțeleg multe din gesturile, din poziția trupului credincioșilor și a preotului în cadrul unei celebrări, în cazul de față, în cadrul Sfintei Liturghii. Deci la Sfânta Liturghie folosim amândouă limbajele, cuvântului și gestului trupului. Conciliul Vatican al II-lea insistă mult ca participarea la Sfânta Liturghie și la toate celebrările sfinte să fie trup și suflet, ca să putem culege și roadele necesare pentru viața noastră de credință. Participare, trup și suflet. Și lucrul acesta din două motive. Pentru că omul nu este numai trup, el este și suflet. Vorbim aici de unitatea substanțială a persoanei umane. Trup și suflet. Trupul este muritor, dar va învia la înviere în ziua de apoi, după moartea pământească, iar sufletul este nemuritor. Dumnezeu ne-l dă un mare dar din partea Lui și pentru aceasta trebuie să-i mulțumim. Nu vorbim de om decât în această integritate, în această unitate substanțială a sa, trup și suflet. Hristos nu a mântuit prin jertfa crucii sale, reînnoită la fiecare sfântă liturghie, numai sufletul omului, ci l-a mântuit pe om în integritatea sa de trup și suflet. De aceea este incomplet spus, mântuiește-ți sufletul, cum auzim de atâtea ori. Corect este să spunem, mântuiește-ți sufletul și trupul. Dar noi înțelegem, chiar folosind numai expresia mântuiește-ți sufletul, că nu putem să ne mântuim numai sufletul, iar trupul să-l osândim. Ori ne mântuim în integritatea noastră de trup și suflet, ori ne osândim
tot în integritatea noastră de trup și suflet. Nu putem spune sufletul merge în rai, iar trupul merge în iad, sau invers. Trupul devine, știm din Sfânta Scriptură și de aceea îl prețuim, nu-l idolatrizăm, nu facem din trup un idol, dar îl cinstim, îl respectăm, îl venerăm, pentru că trupul unui creștin a devenit templul Duhului Sfânt prin botezul pe care l-a primit. Și acest trup este hrănit cu Sfânta Împărtășanie, este sfințit prin sacramente, este destinat învierii glorioase. Deci nu numai sufletul, ci și trupul. Așadar, trupul trebuie să participe alături de suflet la viața liturgică, la fiecare sfântă liturghie. Și al doilea motiv pentru care Concilul Vatican al II-lea ne îndeamnă să participăm la Sfânta Liturghie, trup și suflet, este că celebrările liturgice și mai ales Sfânta Liturghie, care stă în centrul tuturor celebrărilor religioase liturgice, au un caracter comunitar. Adică formăm un singur trup, cum v-am explicat în catehezele anterioare, trupul mistic al lui Hristos, numit Biserică. Prin cuvinte, prin gesturi, prin poziții ale trupului comune, noi încercăm să realizăm uniformitate și unanimitate în celebrările liturgice. Gesturile liturgice uneori vorbesc de la sine. De exemplu, când înălțăm mâinile, preotul sau noi spre cerul, de la sine vorbește gestul acesta. Sau aruncarea la pământ, prosternarea, ci altele. Alteori, gesturile, pentru a le înțelege mai bine, sunt însoțite de cuvinte, cum avem în cadrul Sfintei Liturghii la ofertor, primul ofertor. La un moment dat, preotul își spală mâinile, un gest simbolic, dar îl și explică prin rugăciunea care o spune el în taină. Spală-mă, Doamne, de vinovăția mea și curăță-mă de păcatul meu. Asta spune preotul în taină atunci când își spală mâinile la Sfânta Liturghie. Deci explică și în cuvinte ce înseamnă acest gest. Acestea fiind spuse, să analizăm acum gesturile sau pozițiile principale, mai întâi ale trupului, din timpul Sfintei Liturghii. Trebuie să știm că, prin tradiție, acela care indica, care arăta credincioșilor cum trebuie să stea cu trupul în timpul Sfintei Liturghii, poziția trupului, și nu numai la Sfânta Liturghie, dar și la alte celebrări, era diaconul. Și pentru că nu întotdeauna este diacon la celebrarea liturghiei sau la alte celebrări, în locul diaconului, cel care indica credincioșilor și indică, cel puțin la marile sărbători, când ceremoniile sunt mai complexe, preotul este acela care face aceste indicații sau cineva desemnat de preot. Astfel avem cunoscute formulele prin tradiție în limba latină, flectamus genua, levate, adică înainte se folosea numai limba latină în celebrări. Limba poporului a fost introdusă odată cu Conciliul Vatican al II-lea și reforma liturgică ce s-a făcut. Dar multe expresii le păstrăm pentru că rămâne mai departe limba latină ca limba oficială a bisericii noastre catolice de rit latin. Flectamus genua, mai ales în celebrările din noaptea de Paște sau din Triduumul Pascal, adică
spunea diaconul, să ne plecăm genunchii. Și atunci toți se așezau în genunchi. Se păstrau câteva momente de tăcere și apoi tot diaconul spunea, levate, adică ridicați-vă. Altă formulă, humiliate capita vestra, adică umiliți-vă, plecați-vă capitele voastre. Sau, folosim și acum noi preoții, procedamus in pace, să mergem în pace. Sau, la sfârșitul liturghie, ite misa est, ați văzut că diaconul spune, numai că acum spune în limba română. În alte țări, fiecare în limba proprie. Dar erau formule consacrate. Ite misa est. Mergeți, liturgia s-a terminat, misa s-a încheiat. Și ceilalți răspundeau, Deo gratias, mulțumim lui Dumnezeu. Ce alte formule. Cele mai cunoscute poziții ale trupului în timpul Sfintei Liturghii sunt trei. În picioare, în genunchi și așezat. Le explic cu detalii. Prima poziție cu multiple semnificații este poziția în picioare. Este o poziție nu care exprimă aroganță, depinde și ce e în inima omului când stă în picioare. Cum avem parabola lui Iisus, farizeul și vameșul la templu. Cum descrie Iisus, farizeul merge țanțoș, mândru, arogant, în picioare, în fața altarului, în față, la templu. Deci, poziția în picioare are o semnificație sau semnificații deosebite pe care e bine să le știm. Mai întâi, semnifică poziția tipică pascală. Prin învierea sa, Iisus Hristos ne-a eliberat de păcat și de moarte. Ne-a scos din prăpastia, nenorocirea la care ne-a dus păcatul și ne-a ridicat în picioare, ne-a dat demnitatea de a fi copii ai lui Dumnezeu. Numai sclavii stau plecați la pământ în fața stăpânului lor. Dumnezeu pentru noi este stăpânul cerului și al pământului, dar datorită lui Hristos, morții și învierii sale, a fost ridicați în picioare și stăm cu verticalitatea aceasta, cu demnitatea aceasta în fața lui Dumnezeu. Pentru noi creștini, așadar, poziția în picioare este poziția liturgică fundamentală, mai ales pentru celebrant. Dacă vedeți, preotul sau episcopul când celebrează, stă cel mai mult în picioare, mai mult decât credincioșii. Poziția în picioare este și un semn de respect ca elevii la școală sau studenții la facultate, când intră profesorul, învățătorul, educatorul, toți se ridică în picioare, în semn de respect. Când eram copil în biserică, atunci când intra preotul, ca să meargă în biserică, intra pe ușa din față până la altar și se pregătea o scurtă rugăciune înainte și apoi intra în sacristie, să se pregătească pentru Sfânta Liturghie. Și mi-aduc aminte, vedeți, nici acum nu uit, după atâția ani, toată lumea în biserică, în satul meu natal și sigur în multe alte parohii, depinde cum erau educați și formați credincioșii, toți se ridicau în picioare, chiar dacă spuneau rozariu sau erau în genunchi, în rugăciuni particulare. Cum îl observau pe preot, toți se ridicau în picioare. Și eu nu înțelegeam atunci. Și am întrebat într-o zi pe mama, de ce se ridică în picioare lumea? Că doar erau la rugăciune. Din respect pentru persoana preotului, acela prin mâinile căruia Hristos coboară la Sfânta Liturghie. Și la fel când ieșea preotul. După încheierea Sfintei Liturghii, sigur, toți se ridică în picioare, dar dacă lumea mai stătea în biserică și preotul la fel să se mai roage, când se ridica să plece, cei care mai erau încă în biserică, când ieșea preotul tot în picioare, se ridicau un semn de respect față de persoana lui, de demnitatea lui,
pentru că v-am explicat altădată că preotul celebrează Sfânta Liturghie în numele Lui Hristos și este numit ca fiind alter Christus, un alt Hristos în mijlocul oamenilor. Poziția în picioare exprimă apoi demnitatea omului în comparație cu alte viețuitoare care sunt patru piede, stau în patru picioare. Numai omul merge cu demnitatea lui în două picioare, în poziție verticală. Numai omul, dacă nu-i păgân sau ateu, își poate îndrepta gândul la Dumnezeu. Poziția în picioare, poziție de demnitate a omului. Apoi, exprimă poziția în picioare și soliditatea omului care își întemeiază viața pe credință. E vorba aici de creștin, de cel care crede în Dumnezeu. Poziția lui în picioare la celebrările sfinte exprimă și soliditatea credinței lui. De aceea el nu se prăbușește niciodată la pământ, oricât de grele ar fi loviturile și încercările vieții. Credința îl ține mereu în poziție de drept. De aceea vorbim de atâtea ori verticalitatea credinței unui om, unui creștin, unui preot, unui papă, unui episcop, unui creștin de rând. Spunem că este vertical în credință, nu se clatină niciodată. Poziția aceasta în picioare, vedeți? De aceea, la recitarea crezului, după predică, toată lumea se ridică în picioare, să spună crezul, soliditatea omului în credința lui. Apoi, poziția în picioare este atitudinea celor care așteaptă, pregătiți, a doua venire a lui Hristos de la sfârșitul lumii, adică în picioare, gata de plecare, pregătiți pentru a-L întâmpina pe Hristos oricând ar veni, așa cum ne-a promis. Și așa cum erau evreii la ieșirea lor din robia Egiptului după 700 de ani, toți erau și așteptau eliberarea în această poziție de eliberare, în picioare, pregătiți. Putem să ne gândim aici la fecioarele înțelepte, cele 5 din 10 din parabola lui Iisus, care așteptau venirea mirelui. Poziția în picioare este necesară pentru a realiza și poziția în formă de cruce. Nu putem realiza stând jos sau în genunchi. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că această poziție în formă de cruce, cum mă vedeți acum cei care sunteți la televizor, această poziție era frecvent întâlnită la primii creștini. Primii creștini nu cunoșteau poziția și nu o foloseau așa cum o folosim noi intens astăzi și frumoasă, o să vă explic îndată cu mâinile împreunate. Ei știau în rugăciune să-și arate cu trupul lor în poziție de cruce, stând în picioare, cu mâinile întinse, desenând astfel crucea pe care a murit Hristos pentru mântuirea noastră. La Sfânta Liturghie stăm în picioare, în această poziție, cu explicațiile pe care vi le-am dat în următoarele momente. De la începutul Sfintei Liturghii, când iese preotul la altar, și până la lecturi. Apoi, în timpul citirii Evangheliei, în semn de respect față de Hristos, cuvântul Său, pentru că prin Evanghelie ne vorbește El, care e profesorul nostru, maestrul nostru, învățătorul nostru. Și cum spuneau că fac copiii sau studenții când intră profesorul și le vorbește, stau în poziție de drept, în picioare. Așa și noi la Evanghelie, ni se cere să stăm în picioare din respect față de maestrul, învățătorul nostru Iisus, care ne vorbește prin Evanghelie. Stăm în picioare apoi la recitarea crezului, v-am explicat puțin mai înainte. Stăm în picioare la rugăciunea credincioșilor. De asemenea, de la finalul rugăciunii,
când se termină primul ofertoriu, rugați-vă fraților pentru ca jertfa mea să primească Domnul jertfa din mâinile tale, ne ridicăm în picioare și stăm în picioare până la prefacere. Apoi, de la doxologia mare, prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, stăm de asemenea în picioare până la împărtășanie. Inclusiv în timpul cât preotul spune, iată mielul lui Dumnezeu, că sunt unii care stau în picioare, alții în genunchi, trebuie să fim în uniformitate, toți să stăm în picioare, chiar când preotul arată, iată mielul lui Dumnezeu, știind acum ce înseamnă poziția în picioare. Mai stăm în picioare la rugăciunea finală și la binecuvântarea finală. Aceasta este poziția în picioare. Să vedem acum a doua poziție principală din timpul celebrării Sfintei Liturghii, poziția în genunchi. Este poziția care are un caracter penitențial, de pocăință, de umilință. Este rezervată mai ales zilelor de post ca semn al durerii, al umilinței și al pocăinței pe care vrem să o facem. Sfântul Vasile spunea așa, citez, a ne așeza în genunchi înseamnă a ne da seama că păcatul ne-a aruncat la pământ și noi ne așezăm în genunchi să-i cerem iertare lui Dumnezeu. Este poziția omului care, știindu-se vinovat, cere iertare și îndurare de la Dumnezeu. Și aici avem exemplul vameșului de la templu, din parabola lui Iisus. Spune Iisus că vameșul a intrat la templu, nu arogant și mândru ca farizeul, ci stând la intrare, abia că a intrat în templu, cu capul plecat, parcă-l vedem în genunchi, bătându-și pieptul și implorând de la Dumnezeu îndurare. În această poziție, în genunchi, noi vrem să aducem ispășire înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. În zilele de pocăință, diaconul făcea îndemnul cu glas puternic, flectamus genua, să ne plecăm genunchii, adică, și toți se așezau în genunchi. Sfântul Cezar de Arles îi ocăra pe creștinii care, auzind îndemnul diaconului, nu voiau să stea în genunchi, ci rămâneau în picioare ca stâlpii, spune el. Astăzi sunt mulți care nu vor să stea în genunchi și o să vedem îndată când genunchi, o singură dată ne se cere, obligatoriu să stăm în genunchi, și anume la prefacere. Sunt mulți care nu vor să-și murdărească pantalonii, nu vor să-și plece, aia e prea greu să stau în genunchi, stă tot în picioare. Cine din aceste motive nu vrea să stea în genunchi, acela într-adevăr dă semn de aroganță în fața lui Dumnezeu și nu poate culege roadele bogate ale Sfintei Liturghii. Sigur, în toate aceste poziții ale trupului îi exceptăm pe cei care sunt bolnavi, anchilozați, ferească Dumnezeu. Noi vorbim de oamenii sănătoși. Deci poziția aceasta în genunchi. Poziția în genunchi este și poziția penitentului la spovadă. Iarăși vorbim de timpurile normale, nu de timpul acesta al pandemiei. Când vedeți, suntem nevoiți să luăm anumite măsuri pentru a evita transmiterea virusului. Dar în mod normal, în timpuri normale, poziția penitentului, cel care vrea să spovedească, este în genunchi. Avem scaunele de spovadă. Când intră omul care e sănătos, iarăși spun că e anchilozat, nu poate, sau e bătrân, sigur că stă aplecat. Dar poziția penitentului care e sănătos este în genunchi, când vrea să se spovedească. De asemenea, este poziția normală adoptată de creștinul evlavios atunci când se roagă în particular. De câte ori noi, în rugăciunile particulare, fie venind în biserică în timpul zilei,
fie acasă, când suntem singuri sau cu cei câțiva din familie, noi ne așezăm în genunchi seara înainte de culcare la picioarele patului și cu mâinile împreunate în genunchi facem rugăciune. Ce frumoasă poziție! Iisus Hristos, în timpul agoniei din grădina măslinilor, ne spune Sfânta Evanghelie că s-a retras puțin, în toi de noapte, s-a așezat în genunchi și s-a rugat și a transpirat sânge. Sfântul Ștefan, în timpul martiriului, citim în Faptele Apostolilor, când era ucis cu pietre, stătea în genunchi și oferea lui Dumnezeu jertfa vieții sale. Despre creștinii din Tir, la despărțirea Sfântului Paul, în genunchi îl rugau să rămână la ei. Sau chiar Sfântul Apostol Paul spune în Efeseni 3:14, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul Petru, la Iope, la moartea Tabitei, a scos pe toată lumea afară din casa unde se afla, camera în care se afla Tabita, a îngenunchiat, spun Faptele Apostolilor, a îngenunchiat și s-a rugat în genunchi. Călugării stau deseori în genunchi meditând textele biblice sau rugându-se. Despre împăratul Constantin se spune istoricul Eusebiu, îl citez, se închidea zilnic la anumite ore în cele mai retrase încăperi ale palatului său și acolo, singur, căzând în genunchi, implora de la Dumnezeu ajutorul de care avea nevoie. La Sfânta Liturghie stăm în genunchi o singură dată, obligatoriu, repet, dacă suntem sănătoși, și anume în timpul prefacerii, cel mai sfânt moment al Sfintei Liturghii. Așa cer rubricile, așa ne îndeamnă Biserica, să stăm în genunchi, mai puțin preotul care celebrează. De aceea vă spuneam că el stă mai mult decât credincioșii în picioare în timpul Sfintei Liturghii. Deci în timpul prefacerii ni se cere să stăm în genunchi, fără frică ne murdărim pantalonii sau de teamă să nu facem efort prea mare. Dacă Iisus se jertfește, își dă viața pentru noi și reînnoiește această jertfă la Sfânta Liturghie, oare nu se cade ca în acest moment principal al liturghiei să stăm câteva momente în genunchi? Se mai poate sta în genunchi sau în picioare după prefacere până la Tatăl nostru. Aici, după cum s-a obișnuit lumea, aici la Iași am văzut că stau în genunchi. În alte părți stau în picioare, imediat după prefacere, după ce răspund, moartea ta o vestim, Doamne, se ridică toți în picioare și așa rămân până după împărtășanie. Dar în timpul acesta, de la prefacere până la Tatăl nostru, se poate sta și în genunchi. Important e ca toți să facă la fel, nu unul sus, altul jos. Se mai poate sta în genunchi și la primirea Sfintei Împărtășanii, deși nu e obligatoriu. Eu am observat acest lucru și actualmente la Catedrala din București, am avut ocazie să merg de mai multe ori, acolo păstrându-se banca de împărtășanie, cum era înainte, când liturghia era în limba latină, și am spus că banca de împărtășanie unii o păstrează ca obiect de artă. Nu știu dacă cea de la București e chiar obiect de artă, dar este păstrată și credincioșii vin și se împărtășesc așa cum se împărtășeau cândva, stând în genunchi și preotul mergând și dând la fiecare Sfânta Împărtășanie. Dar poziția la Sfânta Împărtășanie o stabilește conferința episcopală sau preotul într-o parohie, cum crede că este mai bine pentru credincioși. Episcopul, de fapt, este cel care, făcând parte din conferința episcopală, stabilește în dieceza sa cum trebuie să stea credincioșii
la primirea Sfintei Împărtășanii. La noi, cum știți, vin în procesiune, în picioare. Important este ca toți să facă la fel, altfel este o babilonie și e derutant pentru ceilalți participanți la Sfânta Liturghie. Să stea unul în genunchi, unul în picioare, mie îmi convine așa, unul cu mâna la spate, unul nu știu cum. Nu. Este important să fie uniformitate în celebrarea Sfintei Liturghii. De aceea, chiar dacă unii ar avea obiecții și ar vrea altfel, de dragul uniformității și al binelui comun, să facă jertfa aceasta, că ascultarea e mai bună decât jertfa. Și să vină ca toți ceilalți, fără să iasă în evidență, altfel decât ceilalți. Și a treia poziție principală este aceea de șezut, așezat. Este poziția celui care învață, care comentează Scripturile și a celui care ascultă pe cel care vorbește. Și aici avem exemplul lui Iisus. La vârsta de 12 ani s-a dus la templu și acolo îi asculta pe învățător, le punea și el întrebări, le vorbea și el și lăsa pe toți cu gură căscată. Stăteau toți așezați. De asemenea, episodul de la sinagoga din Nazaret, când a obținut dreptul, după cum prevedeau legile la evrei, să citească în public în sinagogă, i s-a dat cartea, adică surul, că așa erau cărțile în formă de sur, l-a deschis și a citit din profetul Isaia cuvintele care se refereau la el. Duhul Domnului este asupra mea și așa mai departe. Și spune evanghelistul, când a terminat, a strâns surul, adică a închis cartea, s-a așezat și toți stăteau cu privirea asupra lui să vadă cum predică Iisus, prima sa predică în sinagoga din Nazaret, localitatea de Baștină. Și toți au rămas înmărmuriți când Iisus a spus că aceste cuvinte ale Scripturii pe care eu le-am citit, astăzi s-au împlinit. Dar nu intru acum în comentarea textului, ci cu privire la gestul pe care l-a făcut Iisus, așezat, la fel cei care l-ascultau. A citit și a comentat textul din Sfânta Scriptură. Așa și astăzi, vedeți, în timpul predicii, tot poporul, toți oamenii, dacă sunt bănci suficiente, stau așezați în bănci. De asemenea, în primele veacuri, episcopul, când făcea predică, o făcea de la catedră. De scaunul acesta, care îl vedeți aici, l-am explicat, se cheamă catedră și pupitrul. Locul de unde episcopul învață în mod oficial poporul care este încredințat. Și în primele veacuri, episcopul făcea predică așezat și poporul tot așezat îl asculta. Uneori vedeți și papa, care este episcopul Romei, când vorbește mulțimii la Sfânta Liturghie sau la diferite întâlniri oficiale, vorbește așezat pe scaunul, pe catedra sa. Să ne amintim de Maria, sora lui Lazar și a Martei. Când Iisus mergea în casa lor, este redat un episod, Marta se zorea cu treburile ca să se simtă bine oaspetele Iisus în casă. Maria însă, spune evanghelistul, s-a așezat, poziția de șezut, la picioarele lui Iisus și asculta cuvântul. Și spune evanghelistul, spune Iisus, Maria și-a ales partea cea mai bună care nu îi se va lua, Luca 10:39. Poporul la adunările liturgice pe vremea apostolilor, tot așa, îi asculta pe apostoli șezând în această poziție, Faptele Apostolilor 20:9, 1 Corinteni 14:30. La Sfânta Liturghie, poziția aceasta de șezut este în următoarele timpuri, în timpul lecturilor, cu excepția Evangheliei, cum vă spuneam, care se ascultă în picioare, apoi în timpul predicii, în timpul ofertorului, primul ofertoriu, după primirea Sfintei Împărtășanii,
pentru a sta de vorbă în taină cu Iisus primit în inima noastră, ne așezăm și în această poziție trăim intimitatea noastră cu Iisus, stăm de vorbă cu El, îl ascultăm în taina sufletului. Ce vrea El să ne spună? Îi spunem și noi tot în taina sufletului, fără să folosim cuvinte, dar Iisus știe și gândurile noastre, tot ce avem noi să-i spunem, în poziția șezut. Și apoi mai stăm în această poziție în timpul anunțurilor de la final, înainte de binecuvântarea finală. Primii creștini și multă vreme după aceea, creștinii stăteau așezați jos pe podea, că nu erau bănci. Mai târziu s-au introdus băncile în biserică. Stăteau așezați pe podea direct sau pe covoare. Numai episcopii și clericii aveau scaune sau bănci. Băncile s-au introdus în Occident după veacul al XVI-lea, urmând exemplul de la protestanți, liturgia la ei fiind redusă aproape exclusiv la citirea și explicarea Sfintei Scripturi, Cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, acestea sunt cele trei poziții principale ale trupului din timpul celebrării Sfintei Liturghii, în picioare, în genunchi și așezat. Dar mai departe să vedem că sunt și alte poziții ale trupului folosite în celebrările liturgice, și anume, enumăr câteva, poziția culcat, cu fața la pământ, adică prosternare, este un gest cu caracter profund penitențial, așa cum este poziția în genunchi, dar mult mai mult. Și este rezervată mai ales zilelor de post, ca semn al durerii și al umilinței, al pocăinței pe care vrem să o facem. Avem aici exemplul tot al vameșului din parabola lui Iisus. Era folosită această poziție de prosternare cu fața la pământ foarte des în Vechiul Testament. Și în cartea Genezii găsim și în Deuteronom și în cartea lui Tobia. Actualmente, în liturgie, poziția de prosternare o întâlnim rar. În Vinerea Mare, cei care veniți cu regularitate la biserică, la celebrarea de seară, preotul și ceilalți slujitori îmbrăcați în roșu, ajungând în fața altarului, primul lucru îl fac prosternându-se la pământ. Deci cu fața la pământ și stă preotul câteva momente în această poziție, fără să spună nimic, și apoi se ridică și începe direct celebrarea din Vinerea Mare. Și această poziție ați mai văzut-o în cadrul hirotonirii, fie ca episcop, fie ca preot, ca diacon, la fel pentru persoanele care, pregătite fiind, depun voturile pe viață în cadrul celebrării sfinte. Și în timpul cât stau culcați cu fața la pământ, se cântă litania tuturor sfinților. Această poziție, prin această poziție vrem să aducem ispășire înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Altă poziție, înclinarea corpului. Este un gest de umilință, dar și de respect. Și o folosesc foarte des frații noștri orientali, catolici, greco-catolici sau alte rituri orientale, pentru că ei nu au îngenunchierea în cadrul celebrării. Îngenunchierea o avem numai noi, catolici de rit latin. Ei folosesc foarte des înclinarea care este profundă a corpului sau înclinare ușoară a corpului. În cadrul Sfintei Liturghii, preotul se înclină profund în anumite momente prevăzute în ritual, înainte de Evanghelie, când preotul se pleacă profund și spune: curăță inima mea și buzele mele atotputernice Dumnezeule, ca să vestesc cu demnitate Sfânta Ta Evanghelie.
Numai că spune cuvintele acestea în șoaptă, dar cu corpul plecat profund în fața mesei de jertfă. De asemenea, tot așa, în această poziție, atunci când, înainte de la ofertor, se pleacă preotul înainte de a-și spăla mâinile și în șoaptă spune o rugăciune, dar cu această, în această poziție de plecare profundă a trupului. De apoi, cu toată lumea în timpul crezului. Am mai făcut atenție în privința aceasta și m-aș bucura să se respecte de toți și de preoți, celebranți, cei de la altar, dar și de popor. Când recităm crezul, la cuvintele din crez, și anume s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, ne plecăm profund, nu caragios, nici nu trebuie să facem exagerări, dar profund ne plecăm când spunem aceste cuvinte, pentru că aceste cuvinte din crez ne aduc aminte de momentul mântuirii noastre. Iar în ziua Bunei Vestiri, când celebrăm acest moment, la aceste cuvinte, nu numai că ne plecăm, îngenunchem, la fel ca și la Crăciun, când cuvântul s-a făcut trup, când sărbătorim nașterea lui Iisus. Sunt apoi înclinări mai ușoare ale corpului, pe care le face preotul, de exemplu, atunci când rostește cuvintele consacrării. Atenție pentru cei care celebrează, preot, clerul, când celebrează Sfânta Liturghie, la cuvintele consacrării nu facem plecare profundă asupra pâinii și vinului rostind cuvintele consacrării, ci numai o plecare ușoară, o înclinare ușoară a corpului asupra pâinii și asupra vinului din potir rostind cuvintele consacrării. Altă poziție este înclinarea capului. Este și aceasta un gest de umilință și de respect, înclinarea capului. Se face atunci când spunem doxologia mică, adică slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dar și atunci când, în timpul Sfintei Liturghii, mai ales, se rostește întreg numele lui Iisus Hristos, se face o ușoară înclinare a capului din respect față de Iisus. Când în rugăciune preotul întâlnește, în cadrul liturghiei în special, numele lui Iisus Hristos, întreg Iisus Hristos, este prevăzut ca să-și plece ușor capul. La fel când rostește numele Sfintei Fecioare Maria, preotul, celebrantul, să plece ușor capul. Pot face același lucru și credincioșii din biserică, dacă urmăresc cu atenție celebrarea Sfintei Liturghii. Din păcate, aceste gesturi sunt puțin respectate sau făcute în mod neglijent. Să fim mai atenți de azi înainte. Călugării și călugărițele în mănăstiri le folosesc mult mai mult și mai conștient. Cel puțin așa ar trebui. Altă poziție, cu fața la răsărit. Această poziție era foarte frecventă în religiile orientale și chiar la evrei. Rugăciunea cu fața la răsărit, nu la apus, cu fața la răsărit. De ce? Este o explicație. Iisus s-a înălțat la cer în partea de răsărit, și tot de la răsărit se va întoarce vizibil a doua oară, cum citim în Matei 24:27. După cum fulgerul apare la răsărit și străbate tot cerul, tot așa va fi venirea Fiului Omului de la răsărit. Mai sunt și alte motive, și anume, lumina, soarele, apare dimineața, nu de la apus, de la răsărit. Iar când vorbim de Iisus Hristos, noi spunem că El este soarele dreptății. Iar creștinul, chemat să fie ca și Hristos, lumina lumii. Și dacă lumina, soarele, apar de la răsărit,
De aici și obiceiul împământenit la creștini de a se ruga cu fața la răsărit. Și tot de aici Sfântul Vasile spunea așa: noi, când ne rugăm privind spre răsărit, dar puțin știu că prin aceasta noi căutăm patria străveche. Că se spune că în partea de răsărit era situat paradisul pământesc. Această poziție cu fața la răsărit a avut un rol important în orientarea bisericilor, cu altarul la răsărit. Iar poziția preotului în rânduiala veche era cu fața la tabernacol, adică la răsărit, și cu spatele la popor. Preotul stătea așa cum stăteau credincioșii, cu fața spre răsărit. În Occident, o astfel de regulă nu a avut niciodată o recunoaștere liturgică oficială. Tocmai de aceea vedem cum multe biserici, mai ales bisericile noi, în funcție de poziția locului, sunt construite și cu altarul în alte poziții decât răsărit. Cum avem și catedrala aceasta noastră, Sfânta Fecioară Maria Regină, de aici din Iași. Altarul este la apus, nu la răsărit. Dar uitați-vă la Biserica Mitropolia Ortodoxă de alături, dar uitați-vă și la Biserica Catedrală Veche cu altarul la răsărit. Altarul a răsărit și în foarte multe biserici observăm acest lucru, chiar dacă locul nu era prielnic, se ținea strașnic la acest lucru și așa era severitatea mai înainte. Acum este libertatea în funcție de poziția locului, cum avem aici la catedrală, altarul să fie pus acolo unde este mai potrivit și intrarea la biserică, cum este mai potrivit conform terenului. Pentru că lucrurile acestea, normele acestea, iubiți credincioși, nu sunt legi dumnezeiești. Acelea nu se pot schimba, cele 10 porunci. Normele bisericii, prescripțiile acestea, fiind omenești, date de biserică, biserica e formată din oameni, pot fi modificate, după cum crede de cuvință autoritatea bisericească. Deci aici e explicația și nu trebuie să criticăm niciodată destructiv. O, dar uite catolicii cum fac, uite cu tare cum a făcut biserica. Nu asta este esențial. Dar s-au respectat vreme, veacuri de-a rândul și acolo unde se poate să se respecte mai departe, când se construiește o biserică, să fie cu altarul la răsărit. Și v-am explicat de ce. De acolo vine lumina, de acolo răsare soarele. Hristos este soarele dreptății, creștinul este chemat să fie lumină. Vedeți, explicații, motivați. Altă poziție, cu ochii spre cer. Rugăciunea cu ochii spre cer. De ce spre cer? Pentru că de sus ne vine mântuirea. Așa ne exprimăm noi. Sus este Dumnezeu, sunt îngerii și sfinții, paradisul. Când vorbim de cer, de paradis, în limbajul nostru, ridicăm ochii spre cer. De aceea și rugăciunea. Sunt rugăciuni cu ochii ridicați spre cerul. Jos, tot în limbajul nostru, suntem noi, biserica luptătoare. Iar dedesubt, tot în limbajul nostru, este iadul. Ori, v-am explicat altădată și vă spun și acum, nici cerul, nici iadul, nici purgatorul nu sunt locuri, ceva material, ci sunt stări sufletești. Așa că nu le putem localiza. Dar așa ne exprimăm noi. Când vorbim de cer, nu ne uităm în jos. Când vorbim de cer, ne uităm în sus. De aceea și rugăciunea cu ochii îndreptați spre cer. În sus, adică. Când psalmistul se ruga, citim în psalmul 123, spunea așa: către Tine, Doamne, îmi ridic ochii mei. Iar despre Iisus, Evanghelia spune că de multe ori își ridica ochii spre cer și se ruga cu ochii spre cer. Misalul vechi tridentin prevedea ca preotul,
în timpul Sfintei Liturghii să-și ridice de mai multe ori ochii spre cer. Actualmente, acest gest este prescris numai o singură dată înainte de prefacere, când se folosește canonul întâi roman, cel vechi. Se mai poate folosi această poziție cu ochii ridicați spre cer, dar nu exagerat, ostentativ, de exemplu când spunem Tatăl nostru. De asemenea, la predică, mulți preoți care obișnuiesc să facă gesturi atunci când predică pentru a fi mai bine urmăriți de credincioși în ceea ce ei vestesc, folosesc gesturi între care și privirea spre cer. Și atunci lumea e mai atentă, aude părintele să uită spre cerul, vorbește de paradis. În vechime erau gesturi foarte precise în ritualul vechi, pe care preotul erau obligat să le respecte. Până unde să ridici mâna, numai sus de, la ce distanță, cum să bați pieptul și așa mai departe. Mi-aduc aminte chiar din anii de seminare, am intrat odată în biblioteca seminarului și am găsit o carte micuță, dar groasă, cu explicații în limba polonă, dar cu foarte multe imagini, poziții ale preotului în timpul predicii. Chiar mi-aduc aminte că am copiat câteva dintre ele. Cum trebuie să exprime preotul când spune o afirmație, cum trebuie să fie gestul lui, cum trebuie să se prezinte el în gestul său când spune o negație, când nu știu ce și nu știu care. Sute de poze erau. Dar asta se învață cei care sunt oratori sau urmăresc oratoria. Sunt reguli precise și ar fi bine pentru viitorii preoți, o să insist la seminar, să se facă o pregătire mai temeinică la omiletică cu viitorii preoți, cu persoane bine pregătite, ca să poată exprima și în gesturi, dar potrivite, corespunzătoare, atunci când vorbesc despre Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul predicii. Este important acest lucru. Altă poziție este cu mâinile împreunate. Este un gest de reculegere care îi permite omului să-L găsească mai ușor pe Dumnezeu. Vă spuneam că la început nu era cunoscută poziția și nu era folosită cu mâinile împreunate. Creștinii se rugau în forma aceasta, formă de cruce. Dar acum este foarte folosită și eu o recomand, dar să fie făcută cu pietate, nu farizai, cu mâinile împreunate, cu pietate, pentru că exprimă foarte frumos, este o poziție excelentă a creștinului în rugăciune. Și în sfârșit, poziția în mers, și aici vorbim de procesiuni, care sunt de mai multe feluri, procesiunile sunt vreo 6 feluri de procesiuni, dar nu mai permite timpul, pentru că se încheie acum ora de cateheză. Voi reveni la cateheza următoare ca să nu dau peste cap, că eu găsesc important și această poziție în mers, procesiune cu mai multe feluri de procesiune. Conclud acum spunându-vă că am văzut la această cateheză multe lucruri practice cu privire la poziția trupului nostru în cadrul celebrării Sfintei Liturghii și nu numai. Pentru mulți, lucruri noi, neștiute, pentru alții lucruri știute, dar reamintite. Important pentru toți este să ținem cont de aceste poziții ale trupului și să le respectăm, chiar dacă nu sunt legi dumnezeiești, ele ne ajută foarte mult să trăim mai intens celebrarea Sfintei Liturghii și celebrarea tuturor tainelor și să tragem mai multe foloase spirituale cuvenite pentru sfințirea și pentru mântuirea noastră. La următoarea cateheză ne vom opri asupra gesturilor
și simbolurilor liturgice. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit această cateheză și vă împart acum în final binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Oh.